Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă voi prezenta un nou device dedicat gamei Ford. Este vorba de interfața FVDI J2534. Ea este intens promovată de dealerii chinezi și am acționat-o pentru a o testa. Așa cum v-am spus, numele ei creează confuzie, dar ea nu are nicio legătură cu cunoscutul programator FVDI. În momentul achiziției veți primi interfața, două CD-uri de instalare și un manual, un user manual. Interesant este că acest user manual, după ce l-am consultat, informațiile sunt veridice, deci nu sunt în maniera obișnuită unde informațiile nu erau reale, deci chiar se referă la acest device și prezintă în mod foarte clar modul cum se instalează și cum poate fi utilizat. De asemenea, cele două CD-uri, chiar m-am întrebat de ce ar fi două CD-uri, am asimilat cu Ford VCM2, unde aveam două CD-uri, unul conținând baza de date și unul programul propriu-zis, dar vă voi arăta imediat conținutul lor. Iată conținutul primului CD. Remarcăm faptul că avem instalatorul pentru IDS 110, de asemenea instalatorul pentru Mazda IDS 110, dar după cum știți cele două versiuni nu pot funcționa simultan pe același laptop. Avem loaderul pentru cele două, loaderul pentru Ford și loaderul pentru Mazda. Și o surpriză plăcută este faptul că această interfață poate funcționa și cu Toyota T-Stream. Avem instalatorul pentru T-Stream, patch-ul respectiv. Să vedem acum și cel de-al doilea CD. Pe cel de-al doilea CD vedem că avem JLR 154. Avem patch-ul pentru el, de asemenea Deep Phrase. Pe aceasta nu am instalat acest program datorită faptului că timpul trebuie să fie înghețat pentru a nu se dezactiva licența. Bun, revenim la primul CD. Bun, pe primul CD, deci în primul rând avem un tutorial video de instalare, lucru care până acum lipsea de la interfețele chinezești. De asemenea, avem două linkuri în format PDF, modul în care se utilizează, practic acesta este conținutul user manualului. Și încă unul pentru modul în care să utilizăm IDS-ul. O surpriză plăcută a fost faptul că în cazul în care nu ne reușește instalarea de pe CD, copiind acest link, vedem că el începe download-ul automat.
nu mai este cazul. Începe downloadul automat al IDS 110. De asemenea, în Note 4 care însoțește această interfață, avem un alt link unde intrăm pe site-ul producătorului. Se creează un cont, datele sunt doar username și parola și putem accesa secțiunea download. În secțiunea download avem mai multe produse ale acestui dealer, printre care și IDS Ford. Asta este operat manual, revenim. Vedem că ultima versiune de IDS este 113. Dacă dorim, putem să o downloadăm. Linkul este activ. Chiar este o surpriză plăcută. Este poate prima oară când văd un site complet, un site chinezesc complet funcțional în care linkurile să fie reale și să fie actualizate. Instalarea propriu-zisă este foarte ușoară. E de genul next, 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 finish. Nu necesită mașină virtuală sau alte cerințe ca la versiunile mai vechi de IDS. Deschiderea programului nu se face de pe iconul de IDS, se face de pe iconul loader-ului care trebuie să-l instalăm. Iată-l cum arată. Așa cum am spus, vom porni programul de la loader. Foarte important este faptul că el nu pornește fără ca interfața să fie pusă în portul USB și conectată la mașină sau la o sursă de alimentare. Modul în care se deschide este interfața clasică de IDS. Are delay-ul obișnuit la butare. Aici vedem că este diferită iconul, nu este cel pentru VCM2. De asemenea, dacă vom vedea referințele despre program, vedem că este IDS 110 și serial numărul este 316. Deci această interfață emulează un VCM2. Remarcați faptul că nu se referă la durata licenței, deci programul este activ. Loaderul respectiv
expirează licența. În continuare vom trece să vedem cum se desfășoară o sesiune de diagnoză cu ajutorul acestui device. Modul în care se desfășoară diagnoza este exact ca la interfețele cu care suntem obișnuiți, respectiv cu VCM2. Remarcăm faptul că interfața este destul de stabilă. Se conectează rapid pe mașină. Avem posibilitatea și de programming modul și modul reprogramming, dar aceste funcții încă nu le-am testat, nu vă pot spune nimic despre ele deocamdată. Self-test și citirea erorilor. Sunt afișate erorile. Interfața se mișcă destul de bine. Rămâne de văzut dacă se va dovedi și fiabilă. Oricum este un pas înainte prin faptul că s-au străduit să facă atât de explicit modul de instalare. Este login pentru citirea parametrilor. Prima impresie este o impresie destul de bună despre această interfață. Să sperăm că se va dovedi și fiabilă. Acesta este tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept pe săptămâna viitoare la un următor tutorial. O săptămână plăcută!